Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou clip la mine pe canal. Astăzi bem o cafea împreună cu mama. A venit mama la mine și pentru că mi-ați lăsat mesaje în clipul trecut că ați vrea să o revedeți, am rugat-o frumos să intre și în vlogul meu. Am vrut să facem o prăjitură împreună, dar mama a făcut-o de acasă. Și o să o rog pe ea să ne spună ce a făcut aici. Nu știu, arată foarte bine și miroase foarte bine. Adică a crezut că este negresă, dar nu cred că este negresă. Și zic, hai să îmi iau cafeaua și să mergem. Vrei cafea? Zic, bună! Ce faci, mama? Bună! Ce să fac? Veni puțin să te vizitez. Vezi că mi-au cerut urmăritorii să facem vlog împreună. Atunci mulțumesc tuturor celor care au vrut să facem acest lucru. Îl vom face. Măi, mami, dar eu le-am spus în clipul trecut că o să facem plăcintă împreună și tu ai venit cu ea deja făcută. Nu știu ce ai făcut acolo. Așa este, dar m-am gândit că așa nu pierdem timp să facem la tine și am făcut o prăjiturică simplă. Cu? Așa, cu fulgi de ovăz, fără zahăr, cu lapte de migdale, cu niște pere. A, tu ai luat perele, că nu le mai găsim. Nu, 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 nu. Perele tale sunt acasă. Eu le-am folosit pe ale mele, că nu mai aveam. Scuză-mă! Nu mi-aș fi permis să iau perele tale, fără să-ți spun. Dar nu știu unde sunt ale care le-am luat de la țară. Sunt în frigider. Ți le-am așezat eu frumos pe tavă. A, da, da, bravo, pe tavă. Da, da, gata. Tot gata. Ce era stricat am pus deoparte și am lăsat doar cele bune. Ia spune-le tu la urmăritorii mei, ce faci tu aici? Ce mă joc? Să joacă. Copiii mici se joacă. Dacă iau telefonul, plânge. Să mi-l iei. Da, stai că nu mai știu ce am vrut să vorbeam adaug. Vorbeam despre prăjitură. Nu, 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 vreau să mai adaug altceva. A, lasă că o să mergem și în bucătărie să vedem prăjitura aia și să o și gustăm împreună. Ai zis că mai trebuie să mai adăugăm sirop de arțar, ai zis, nu? Da, știam că tu ai sirop de arțar și pentru că ea nu conține absolut deloc zahăr, ciocolata de deasupra este o ciocolată amăruie împreună cu cacao. Cum ai făcut-o? Cum ai făcut-o de așa? O să vă arăt imediat, pentru că eu n-am mai văzut așa ceva. Arată foarte bine partea de sus. Da. Zici că da. E ciocolată topită, nu știu. Este ciocolată topită, am pus niște unt de cocos ca să-i dea un pic de gust și puțină cacao. Astfel încât am fiert-o un pic pe foc până când ea s-a lichefiat și după care am pus-o pe blatul călduț. Voi ați mai, dacă sunteți cu mine de multă vreme, ați mai cunoscut-o pe mama într-un clip. Cred că eram gravidă când am făcut clipul ăla, nu? Cred că eram în luna 7. Da, eram, că știi că ți-am pus eu întrebările alea incomode. Da. Eram gravidă, că mi-era rău. Și acum vreau să vă spun, nu, inițial ați cunoscut-o pe mama ca fiind mama, iar acum o cunoașteți pe mama ca fiind Mica. Așa s-a auto-intitulat mama, ca și cum Fabian ar fi numit-o pe ea Mica. Deci acum este în calitate de bunică. De bunică, mama, da. Mama, cum e acum că să te gândești așa că au trecut ani pe lângă tine și ai... Dar n-au trecut pe lângă mine. Nu, scuză-mă, deși am vrut să zic, era să zic că ai îmbătrânit. Te-ai maturizat, mamă. Au venit mulți ani cu mine odată și le tot spun, mă, rămâneți vreo 15 ani și 16 acasă și lăsați-mă să plec. Și ei nu și nu după mine. Da, și cum e acum să fii bunică? Tu te-ai gândit vreodată așa cum e să fii bunică? Sinceră să fiu, nu mi-a trecut prin cap că timpul zboară și o să ajung bunică. Nu. Avându-l pe Fabian așa, chiar dacă este puțin pentru mine, că mi-ar plăcea tot timpul, îmi dă așa o satisfacție. Poate cu voi n-am avut atât timp, atâta răbdare. Mama, mă zic sigur că n-ai avut atâta răbdare. Pentru că mergeam, nu știu, pentru că toate erau pe repede înainte. Acum, nu știu, a intervenit altceva, a intervenit răbdarea, bucuria de a-l vedea. Toate progresele lui îmi plac, mă străduiesc să particip la, să-l învăț anumite lucruri. Da, da, oricum se vede că, na, este o diferență între tine ca și mamă și între tine ca și bunică. Mai ții minte că ți-am trimis odată pe
pe Facebook. Eu când eram mică, mama spunea, nu te ridici la masă până nu mănânci tot. Fără te rog, fără te roagă mami, fără... Era lege și punct. Nu mai existau alte discuții după. Și mai țin minte că ți-am trimis pe WhatsApp imaginea aia. Vrei să-ți facă bunica steluțe sau dinozaur să mănânce? Să mănânce vișul ăla. Și la mine era mișcă. Ce aveam eu timp de dinozaur și de... Ai tăcut? Papă tot. Păi cum îmi ziceai? Ai tăcut? Ai tăcut? Hai, mănâncă, mănâncă, hai repede. Da, da, așa este. Când ești tânăr, cred că îți dai și tu seama, acum având și job, având și copil și... Nu, uite, da, că multe. Și eu cât de mult îl iubesc și îl divinizez pe Fabi, câteodată chiar îmi pierd răbdarea. Sigur. Pentru că ai foarte multe lucruri de făcut într-un timp scurt. Da, pentru că eu mă gândesc, el stă și să căcăie până mănâncă și eu mă gândesc că trebuie să scot rufele de la spălat, trebuie exact. Să le calc pe alelalte, trebuie să-i fierb biberoane, trebuie să-i fac să mănânce, trebuie să schimb mâncarea din frigider. Multe lucruri de făcut. Și, da, îi vedem cum stă părul aici. Da. Da, eu mă pregătesc să plec în concediu. Mă pregătesc. Auzi, dar uite, acum văd eu cum stă asta aici. Stai să o așez așa puțin mai frumos. Gata. Asta este. Mama niciodată nu are timp nici pentru ea. Ia stai să ne întoarcem așa puțin. Așa. Uite că ne vedem mai bine acum. Să vedeți pe mami cât e de frumi. Stai, fată, să te așez. Așa că te-ai îndreptat la păr? De ce stai? Nu. Da. Am avut prins. Uite, da. Cât ești mai sus alea? Că nu stai bine? A stat foarte bine așa. Da, mama. Și atunci asta este, vezi tu, când mama are foarte multe treburi de făcut și vine mama fetei și face, da, îi preia din activitățile mamei. Da, și... cred că în fiecare zi am sunat la 8, ce faci? Ai întârziat. Vezi, ca să mesc că vii la 11 și era 11 și 16 minute când ai bătut la ușă. Da, mă scuz, sfertul academic. Este peste sfertul academic. Eu am așteptat 15 minute de sfertul academic și la 16. Am avut un trafic intens acolo la intersecții și sunt vreo 3 intersecții mari. Nu, dar este... nu știu, și pentru psihic așa e bine să o ai pe mama lângă tine, că știi că e... Și dacă îți lași copilul, eu, de exemplu, dacă îmi las copilul cu mama... Am așa, nu sunt deloc stresată, că știu sigur dacă e să se întâmple ceva, dacă face temperatură, dacă face frisoane, convulsie, știu sigur că tu știi ce să-i faci și nu stau așa cu grijă, stau și mai relaxată, deși îmi pare rău că te obosește. Vai de mine, dar eu nu m-am gândit că vin lângă Fabian și că trebuie să am grijă din punct de vedere medical. Păi da, dar eu ca mamă mă gândesc, îți dai seama că eu nu, dar eu numai la asta mă gândesc. Dar eu mă gândesc cum să mă joc cu el. Să ne jucăm, să păpăm, să facem băiță. Și în primul rând să ieșim afară. Am o chestie cu ieșitul afară cu el. Da, și lui îi place, și mie îmi place. Uite, mie îmi place în Anglia să ies foarte mult cu el afară. Aici nu prea îmi place. Știi de ce nu-mi place? Pentru că noi stând aici în centru, e foarte multă aglomerație, mașini multe, claxoane, oameni. Păi când am fost la Profi, într-o seară de am cumpărat 2 sacoșe, cred că au intrat în mine 3 oameni. Da. Nu vezi că e un om pe stradă, nu vezi că am sacoșe, că alea, nu. Și mai ales la trecerea de pietoni. Pe mine mă bulversează că este exact bulevardul principal cu 3 benzi pe sens. Și îți dai seama că e dieta mai șoseaua și e obișnuită ca în Anglia toată lumea să-și respecte rândul. Aici când se pun și pișor pe trecerea de pietoni, toată lumea în mine, zice, stați-mă, fraților. Da, și toată lumea e pe grabă aici în Buzău, toată lumea e... Tu trăiești în Anglia cum am trăit eu în copilăria mea. În copilăria mea, toată lumea trebuia care venea la... Ridică-te puțin mai sus ca să stai pe... Toată lumea care venea la autobuz, să zicem, trebuia să îmi aștept rândul. Niciodată nu intram peste cineva să-l lovesc, să-l ating. Ei, când am venit la Buzău, toate lucrurile astea s-au dat peste cap. Ca să facem așa un context, să vă dăm un context, mama este ardeleancă, ea este născută și crescută în Mediaș și a venit după iubire în Buzău, acum 36 de ani. Da. Dar frumoșul Mediașul tău. Păi uite, tocmai de aceea vreau să-ți spun că faptul că tu te-ai mutat într-un oraș cum este exact locul Constanța, meu. Da, ca Mediaș. Dar și eu la semăn, să știi. Deci este un oraș extraordinar de frumos și chiar i-am spus Andrei, acolo mi-ar plăcea să îmbătrânesc
și să-l cresc pe mai Fabian mult decât să ești. Se facă, da, mai mult decât sunt. Știi când zicea cineva, când am plinit 50 de ani, păi de mine, sunt la jumătatea vieții, te înșele amarnic, ai trecut de mult. Da, da, ți-am zis și eu asociez Mediașul cu Hans Tantănu, cu, da, cu Mediașul. Dacă sunteți din Sibiu sau din Mediaș care mă urmăriți, pentru că știu, mi-a mai scris niște fete, lăsați-mi acum în comentarii să văd și eu care sunteți din Mediaș. Știu că e o tipă, Roxana, care mă urmărește din Mediaș. Și am uitat pe celelalte. Îi salut pe toți sibienii mei de peste tot. Dacă urmăriți pe Sandra, vă îmbrățișez cu drag. Da, ia zi ceva pe ardelenește. Apoi ce să le spun? Îi iubesc pe toți cei care au grijă să se uite în fiecare zi la vlogurile tale, Sandra. Tu l-ai, Doamne. Tu l-ai, Doamne, ce-mi place. Da, nu, e plăcut acolo, e drăguț. Doamne, n-am mai fost în Mediaș de mult are. De mult, cred că sunt 15 ani de când am mai fost pe acolo. Poate mai bine. Nu, că am fost atunci în Mediaș când ți-am trimis poză cu poarta în care, la care ai stat de copilărit. Uh-huh. Știi că ți-am trimis o poză. Și cu ROT, cu liceu și ți-am mai trimis și cu ce este ăla, turnul ăla cu piticul ăla acolo. Uh-huh. Da. Vă ziceam mai devreme că mă duc în concediu. Finally, după 1001 de nopți, ești cu Scheherazade. Mă duc în concediu și mergem spre Maramureș. O să ne oprim la Piatra Neamț. Știu că sunteți multe din Piatra Neamț, doamna Lili, Gabriela, Vârlan. Sunteți mai multe care mi-ați lăsat acolo comentarii. Dacă doriți să ne întâlnim, să mi spuneți și o să vă las locația. O să ajung și prin Suceava, Gabriela Ră, știu că ești mereu acolo, prezentă în comentarii, o să ajung și pe la Suceava. Cam ăsta va fi traseul, o să ajungem prin Bucovina, Piatra Neamț și ne urcăm în Maramureș. Dacă sunteți și din Maramureș, uite că îmi scap acum, Alexandra Hrin, care mereu îmi lasă comentarii, știu că ești din Maramureș. Dacă doriți să ne întâlnim, lăsați-mi în comentariu sau dacă nu mă urmăriți pe Instagram, intrați pe Insta și lăsați-mi acolo comentariile voastre și o să ne întâlnim cu drag. Revenim că mă sună Adi. Ne mutăm din... Ce-mi ca un șoarece? Ca o umbră. Ochii din umbră. O soacră. Nu sunt de soacră pentru tine, dar sunt ochii din ceapă. Mă înțepa ceva aici, știi ce era privirea lui mama? Uite, ai odorul de sânge. Bă, dar tu știi ce mai speria că m-ai atins? Nu mă aștepta să mă atingi. Ca senzația să fie de plină. Stai, mai știu ce vreau să fac. Vreau să vă zic că mă faci să râd, mă las. Multe vroia. Hai. Bă. Stai-mă puțin că vreau să le arăt. Știi ce vreau să... Deci vreau să le arăt, fii atentă, ți-am zis cât am dat pe ăsta. Deci l-am cumpărat de pe EMAG 45 de lei. Și îl găseai aici cu 20? Nu, deci în Anglia ăsta este câteva lire, 2-3 lire. Păi da. Și vreau să vă mai arăt ce am mai primit Fabian. Ia ține mamă puțin, hai să le arătăm și lor. Ia uitați-vă cât este de drăguță chestia asta. 25 de lei 60. Și uite, astea sunt toate stickere. Așa, și le vom lipi pe perete împreună și vom învăța ce sunt alea. Foarte drăguți, 25,60 de lei. Le-am luat de la Cernica, dar presupun că le găsiți și și în altă parte. Uite, Wall Decor se numește și aveți aici mai multe modele dacă doriți să le achiziționați și dacă vă interesează. Tot așa, pentru a învăța pe ei mai multe cuvinte. Hai, ostașule, la drum. Hai să ne luăm și cafea. Îți place cana mea, mamă? Ai văzut-o? O am de la Maria Murgoci, de la o urmăritoare, care m-a invitat și la ea acasă și o să mă duc săptămâna cealaltă. De unde este fata? Din Mierea. Aha, aproape.
Nu vrei să tăiem aici să vezi despre ce este vorba? Da, aprinde tu puțin becoa să vadă lumină mai bună. Deci asta este prăjitura pe care a făcut-o mama. Cum v-a descris-o? Mama zici că e cărbune. Mă, dar arată bine. Miroase foarte bine. Deci fără zahăr. Auzi ce mișto este chestia asta, ori a mea? Nu, nu, nu are de unde să fie a ta, că doar ce mi-am cumpărat-o săptămâna trecută. Ai și tu așa ceva? De ce nu ai luat asta? Nu se, se pot arde. Știu, nu s-au ars, că am pus-o în cuptor. Da. Uite, este interesantică forma, nu știu dacă vedeți voi, cred, sper că se vede, se vede bine. Și miroase foarte bine și eu nu, sunt tare curioasă cum ai făcut tu ciocolata asta de așa... Zici că e gel, nu știu cum arată. Ia stai să scoți niște farfurii. Am uitat să spun că am pus niște nucă măcinată. Ca să fie... Uite și farfurii. Să-ți dau o spatulă din aia, dar nu știu dacă am, să știi. Să știi că nu am văzut la tine. Nu cred că... Ba da, fii atentă că am. Dacă vrei una mai mare să-mi zici. Dacă vă dă mama o spatulă din asta. Mai tai-o pe părți. Sunt curioasă să văd dacă Fabian va accepta o astfel de prăjiturică fără zahăr. De aceea ți-am zis că este important să-i punem... Ia cu mâna. Stai. Uite aici siropul de arțar. Să-i punem sirop de arțar. De ce n-ai pus zahăr? A, da, eu nu mănânc atâta, eu nu pot să mănânc atâta, e prea mult. Dai-o pe asta pe din două, să mâncăm amândouă. Da, sau vrei tu să mănânci așa de mult? Dar nu mult. A, mănâncă tu pe aia? Este o n-are făină. Lasă că o mănânc eu pe asta. Aici ce moale e. Și uite, dacă vrei, ai și o miere aici. Îmi tăiat eu cam strâmb. Ia asta să vă arăt și vă. Uite cum arată pe interior. Deci este doar o văz. Și fără zahăr. Stai să nu se murdărească pe aici. Vrei să spun un pic de miere? Da. Da, că mie îmi place. Ia stai să te filmez eu pe tine așa. Perfect. Bucata mea, bucata lui mama. Nu, bucata mea, bucata lui mama. Stai să luăm și niște lingurițe. Să știi să nu te sperii că nu îngrașă, pentru că este ovăz, da? Dar nu mă așteptam să îngrașe. Ia stai să pun asta aici. Eu cred că trebuie să ne luăm o bucătărie mai mare să ne încapă spatula. Și asta este prăjiturica cu miere pe deasupra. Eu aici mi-am cumpărat nucile mele preferate. Ia stai că mă așez eu lângă tine aici. Hai ca să vedem cum este, sunt curioasă. Stai așa. Pentru că am pus și 3 pere pe care le-am dat la blender. Pentru că erau foarte dulci. A, păi și-a luat dulceața atunci exact, din... Exact, da. Stai să mă apropii de tine ca să intrăm amândouă în cadru. Cum e? Foarte sper că ne vedeți bine. Ia să văd. Ia să-mi spui, fără zahăr. Bă, dar cred că e bună. Este? Da, simt para. Da. Da. Cred că para i-a dat dulceața asta. Mamă, ce mă mănâncă nașa. Și uleiul de cocos. Mamă, dar ce bună e. Și nu că asta este exact ce trebuie. Toate făcute la ochi, așa. Te-am scos la prăjiturică. Da, mulțumesc. Am trebuie să-mi fac și bagajul astăzi. M-am dus cu o prietenă la... Bine, tu știi că eu nu mănânc la Mec aici la voi. Și era o felie de banana bread, 11 lei. O felie de banana bread. Și zic, poftim? Păi cu 11 lei fac o pâinică întreagă. Și am zis, nu cred că sunt prețurile astea. Și culmea e că sunt o grămadă de oameni
Și eu am zis așa, eu am intrat chiar când s-a deschis Meco aici, acum vreo 20 ceva de ani, am intrat cu tine și de atunci n-am mai intrat niciodată. De nici eu nu cred că am mâncat la Meco. Nu mi-am amintesc. Și am zis nu, așa ceva nu. Bine, am mâncat, vreau să zic că nu mai mi-amintesc de când n-am mai mâncat la Meco. Tu știi că mie îmi place să gătesc și să... Nu-mi place... Când am văzut acolo că erau 8,50 lei o porție de cartofi prăjiți, zic, Doamne. Da. Cu 2 lei îți cumperi un kilogram. Doamne, ce bun e asta. Mă bucur că îți place. Foarte bună. Cred că urmăritoarele mele o să ceară rețeta. Prea bună. Dar ce-i pe fund aici? Făină? Da. Ah, făină lipată în ulei de cocos. Am pus ulei de cocos pe fundul tăvii. Am presărat un pic de făină. Și atât. Foarte bună. Ți-ai dus și lui Titi să mănânce și el. Normal că-i duc. Dar n-am putut să tai atunci când am venit cu ea, pentru că era fierbinte și se încruzea dacă o tăiam. Ultimul spală vasele. Eu am făcut-o. Pe mine, ea m-a făcut pe mine. Da. Ultimul spală vasele. Normal. Cine foarte spală bună, vasele? După ce spălăm vasele, cine mă duce acasă? Noi o zic întrebarea, nu? Și cum vă spuneam, mâine intrăm în vacanță. Foarte bun, să știi, chiar foarte bun. Da, bucățica aia pe care am avut-o a fost fix cât mi-a trebuit. Tu ai mâncat ceva astăzi? Da. Că eu doar ce am mâncat și mi-am luat și nucile alea. Nu mai știu ce vreau să fac astăzi. Aveam ceva important de făcut. Îți place? Bună? Da. Simt textura perelor. N-am avut multe ca tine, dar alea care au fost... Dacă vrei, ți le dau și pe astea din frigider să mai faci ceva cu ele. A, de fapt, ți le dau sigur, pentru că eu plec mâine. O să iau vreo două la mine pentru Fabi pe drum. Și cam atât. Foarte bine. Dar Fabi, fiindcă au fost în frigider, s-ar putea să nu țină pe drum. Vedem, ți place, nu? De ți-ai pus cam mult. Da. Mai păpăm și mâine. Da. Le-ai spus ce înseamnă chestia asta? Mai păpăm și mâine? Nu, mâine. Nu, nu, nu. Eu când eram mică și mama am cumpărat ceva de mâncare, ceva comestibil, nu mă lăsa niciodată să mănânc tot din prima. Trebuia să păstrești pentru mâine, ca mâine să nu mai cer. Și cred că ne duceam la Delta Dunării sau ne întorceam, nu, ne duceam spre Delta Dunării în concediu și mi-ai cumpărat niște portocale. Și eram pe bancheta din spate, în Dacia, și eu am mâncat portocale și am păstrat cojile și am zis că mai păpăm și mâine. Obișnuită de la tine cu... Și lui Fabi la fel îi faci să mai mănânce și mâine? Ei, nu. Fabi să mănânce tot. Alte vremuri. Cum te-a schimbat pe tine faptul că ești bunică, în afară că ai mai multă liniște și mai multă răbdare? Uite... Faptul că încă nu am ieșit la pensie, asta mă deranjează foarte tare, că mi-ar plăcea. Acum, cât mai am răbdare, cât îmi doresc tare mult să-mi petrec timpul alături de el. Da. Și mi-era frică, după ce i-am făcut tratamentul, să nu mă respingă. Dar ai văzut că de fiecare dată când vii să uite la mâinile tale, mama i-a făcut intravenosul lui Fabian antibiotic, de care v-am spus că l-a primit de la doctor. Mama a fost în charge cu a face injecțiile și vă dați seama că nu a fost ceva foarte plăcut pentru Fabi. Și mereu când o vede, pentru că vine zilnic,
Când o vede, se uita la mâinile ei prima dată să vadă dacă are ceva, seringi, seruri și așa mai departe. Da, bine că am trecut, bine că ne-am... Azi dimineață iarăși începuse să strănute. Da, nu te îngrijora. E o atmosferă încărcată în Buzău, este normal, da. Toată lumea strănută, toată lumea tușește dimineață. Și astăzi ce planuri ai de făcut? Ce planuri ai azi? Ce faci? Astăzi... Mai vii la noi? Nu, că diseară plecăm noi, mergem în vizită. Tot într-o vizită voi merge și eu. Am o prietenă pe care o cheamă Gina. Este bolnavă, este internată în spital de o săptămână. Care Gina? Soția lui Doru. Fata lui Elena Mihai. Să-ți o arăt și nu. Și ce-a este bolnavă de o săptămână și încă nu am ajuns să o vizitez. Și astăzi am plănuit așa cu soțul ei și cu altă prietenă, cu Veronica, să mergem până la ea să o vizităm, că așa este frumos. Săracă, dar ce are de bolnavă? Eu i-am zis ei mai de mult faptul că nu doarme noaptea, absolut deloc. I-am zis că este foarte greu pentru creierașul ei. Da. Și... ești sigură că nu vrei cafea? Nu place cafeaua ta. Mulțumesc. Nu-mi place... Eu nu beau Nes. Dar nu e Nes, mamă, e cafea. Nu, este Nes. E cafea instant. Tot aia e. Nu-i tot aia. Cafea solubilă. Ce vorbești? Da, și cafea solubilă este Nes. Este Nes granulat. Anyway, e bună. Anyway, da. Și așa că de seară mi-am propus să mă duc să-mi vizitez această prietenă cu o altă prietenă. Așa. Și... da. Dacă erai liberă... Deci când ai zis să te duci la muncă, joi și vineri? Joi și vineri. Ai fi mers și tu cu noi în excursie, da, nu? Da. Da, mama. Săptămâna viitoare sunt liberă din nou și... Săptămâna viitoare nu mai mergem în excursie, că nu mergem în fiecare săptămână, mami. Deci v-a să zic că ți-a plăcut prăjiturica. Da, să știi că chiar a fost bună. Da, Adi când a văzut-o voia să o taie. Zic, nu! Da, Adi, filmezi? Zic, da. Da, vreau să o filmez, las-o acolo. Păi că... Bine, eu mi-aș fi imaginat de fiecare dată când filmez câte un clip așa, mă gândesc cum va fi, ce cadre voi lua și așa mai departe. Și aseară deja imaginam cum o să facem noi aici prăjiturica și... Uite, facem săptămâna viitoare, dar trebuie să văd ce fel de cuptor ai, pentru că, na, și asta contează foarte mult. Da, și nu putem știu. Face o plăcintuță. Știi ce o să fac? O să-ți iau perele alea de acolo, o să le tai cubulețe și le voi depozita în congelator. Cubulețe mici sau cubulețe mari? Medii. Da. Și tu când vei veni, vom face o tartă. Uh-huh. Da? Și o să o facem atunci. Știi ce stăteam eu așa și mă gândeam într-o zi? De când sunt eu mama așa, stau și mă gândesc că eu nu pot să stau fără Fabian. Deci nu pot. Cum a fost mama pentru tine când ai văzut că îți pleacă copilul de acasă? Păi, dai seama că a fost nu greu, exagerat de greu. Doamne. Dar tu știi că eu nu pot să zic nu te du, că niciodată nu v-am interzis anumite lucruri pe care voi vi le doriți. N-am zis nu. Ai scos limba? Nu. Of. Imaginează-ți că și Fabian poate o să plece de lângă tine și va trebui să ai aceeași atitudine. Nu trebuie să-i tai aripile. Nu. Nu știu, încă nu sunt pregătită. Poți fi pregătită. Nici nu știu dacă voi fi pregătită vreodată să las pe Fabian să plece. Dar chestia asta nu depinde de tine. Depinde de copilul tău și nu ai voie să-i tai aripile. Trebuie să-l încurajezi să facă ceea ce este cel mai bine pentru el. Asta e cea mai mare formă de iubire, când îi permiți copilului tău să facă ceea ce își dorește și tu să-l sprijini. Da, chiar că e... Că degeaba îl ții cu forța lângă tine când el își dorește anumite lucruri și tu nu îi le poți oferi, dar el în vigoarea tinereții poate. Oricum, e greu, știi? Și de multe ori când sunt la muncă și mai am așa clienți și mă întreabă dar cum de-ai ajuns aici, dar cum de te-ai gândit să ajungi tocmai în zona asta? Pentru că eu muncesc într-o zonă rurală, este undeva la sat. Și multă lume, e curioasă să-ți vadă așa puțin background-ul, să-ți vadă
trecutul, cum ai ajuns aici. Și la mine totul s-a petrecut foarte, foarte repede. N-a fost ceva planificat, pur și simplu m-am gândit eu să plec, am dat interviurile, le-am luat și am plecat. Și toată lumea îmi spune, vai, ce curaj ai avut. Da, mai ai familia acasă, dar și mama ce a zis când a văzut că pleci? Zic că, nu știu, nu ți-am complicat. Nu ți-am plâns atunci în aeroport? Da, și eu. Amândouă am plâns. Da. Dar îmi pare bine că te-am văzut unde ai ajuns, știi, și îmi plac oamenii de acolo. Și da. Am fost atunci, acum poate se uită și domnul de la Chives. Să-l salut din partea mea. Unde să uite el pe... Mă rog, poate că o să-i arăți frânturi așa, să-l salutăm pe domnul de la Chives, care a fost un om deosebit. Dar să știi că m-a mai întrebat de tine. Am vorbit cu dânsul acum câteva luni, mă plimbam cu Fabi pe acolo, pe strada principală. El deține un restaurant acolo la noi, în Hanstanton, pe strada principală, și Fabian a intrat în restaurant. Și era el acolo și m-a salutat, m-a întrebat ce fac, așa, și m-a întrebat și de tine. M-a întrebat ce faci, m-a întrebat când mai vii, dacă ești bine, dacă te gândești să vii definitiv în Anglia. Da, chiar m-a întrebat de tine. Bine, intenția mea este să vin în Anglia. Doamne, ce bine ar fi. Doamne, ce bine ar fi. Să... Pentru că mie îmi place foarte mult locul ăla. Ideea este că ar fi o schimbare majoră și stând atâta timp în locul ăsta... Eu nu zic că e urât, nu zic, Doamne ferește, nu la asta mă refer, dar stând într-un loc atâția zeci de ani, fără să cunoști alte civilizații, alte culturi, alt fel de oameni, altă abordare a oamenilor, alt stil de viață, e monoton așa și nu știu, cred că ți-ar prinde bine o schimbare, măcar, nu știu, pentru un an, doi, să faci așa o schimbare, pentru că tu te-ai integrat foarte repede acolo și mai ales pentru că și-ți place, vorbești limba... Nu știu de ce n-aș găsi niciun impediment. Îți spun eu care ar fi impedimentul. Faptul că nu am reușit încă să ies măcar cu o pensie anticipată parțial. Știi că nu poți să tai legătura și să rămâi fără bănuți. Știi, aici este toată problema. Și faptul că nu am acte ca să mă pot angaja acolo, dacă aș fi avut acte să mă angajez, bineînțeles că acum când plecați voi, am fi plecat și noi, știi? Dar nici nu pot să rămân în aer fără un venit al meu. Clar, clar. Și nici să stau pe spatele tău, că n-am făcut chestia asta niciodată. Eu n-am stat pe spatele copiilor mei sau pe spatele soțului. Niciodată. Eu am fost independentă financiar mereu. Din contră, eu am vrut să susțin pe alții. Și îmi pare bine că și tu și Bianca ați înțeles acest mod de viață de a fi independent din punct de vedere financiar. Da, să știi că e foarte important. Eu una, de exemplu, bine, noi avem bani la comun care plătim facturi, rent, cum se zice, chirie, rată și așa mai departe. Trebuie să explic, că nu mai știe să vorbește românește. Și, bine, am astea care le punem la comun, dar până nu am eu acolo meu, da, să pot să fac eu ce vreau chiar, să nu dau explicații și așa mai departe, nu mă simt bine. Da, haideți că noi rămăsesem fără baterie la cameră și acum am băgat-o la încărcat puțin. Și așa cum discutam referitor la bănuți, așa, prin experiența mea, este foarte bine când există un cont comun din care se plătesc absolut toate cheltuielile, dar și soțul cât și soția să dispună de contul lui personal încât să-și satisfacă nevoile, astfel încât nimeni să nu fie... să-i cerșească partenerului de viață, dăm și mie că vreau să mă duc să-mi cumpăr șampon sau cine știe ce. Foarte bine cum ați procedat. Păcat că în România nu există aceeași chestie de a-ți putea pune bănuți deoparte. Mie mamă, dar la ce prețuri sunt? Prețurile au explodat și asta este. Păi ieri am fost la magazin, am găsit lui Fabi Barney pe care îl cumpăr eu în Anglia și îi place lui foarte mult. În Anglia este 1,89 lire, o cutie, care asta înseamnă 5 prăjiturele. Și aici 2 lei prăjiturica. Da. Și gândește-te, fără aport, e foarte bine că ai făcut cu Barney, da? Gândește-te că tu plătești 1 lire și nu știu cât pentru un pachet
Și aici plătești 10 lei pentru un pachet și acum fă raportat la salarii. Da, pe asta zic. Raportul la salariu, prețul este automat, dacă îl calculez matematic, e mai mare în Anglia. Dar ce salarii sunt în Anglia și ce salarii sunt aici? Adică asta, parietatea banului nu se pupă, nu știu, e greu. Și chiar și Adi a văzut și ne-a zis zilele trecute, ieri am vorbit cu el și mi-a zis, mă, cum or trăi oamenii ăștia aici? Deci cum or trăi oamenii ăștia aici, care sunt oameni care au 30 de milioane salariu și ai 2 copii? Cum? Sunt foarte mulți care au 2000 și ceva de lei, nu 3000 de lei. Doamne. Da? Și totul foarte scump, așa. Nu ți se permite nici să-ți iei căsuța ta, nici să-ți iei, nu știu ce, mașina ta. Da. Complicat. Că, da, tu ai făcut o alegere potrivită la momentul potrivit. Dar dacă eu aș fi fost egoistă și ți-aș fi spus, nu, Sandra, uite, rămâi lângă mami și stai aici și câștigi 2000-2500, în 6 ani de zile erai tot cu mami și erai și nefericită și fără bănuți și fără să vizitezi atâtea lucruri. Da. Locuri și să-ți cumperi atâtea lucruri. Da? Atunci vezi ce înseamnă să vezi în perspectivă, să vezi dincolo. Da. Este privirea de mamă. De mami. Da. Mi-e place să-i spun mama, mami. Mai mama, am aproape 40 de ani, mă, și eu tot cu mami sunt. Avem aceeași vârstă. Da, mai mama. Ce să mai spunem, ce să mai vorbim? Haideți că am făcut un vlog frumușel, așa pe relax. Asta îmi pare rău că n-ai vrut și tu să bei o cafea. Să cumperi cafea Decaf. Da. Așa, și o beau cu lapte de migdale și cu o linguriță de ulei de cocos. Am văzut că ulei... Doamne, măi, culiță al Domnului! Altceva, ce mai vrei, mă? Vrei și o linguriță de argint lângă? O, ar fi super. Și să angajești pe cineva să te servească. Nu, că o fac eu, când știu cum să o fac. Da. Și ai să râzi acasă, mi-o beau într-o ulcică din asta de lut. Mi-am cumpărat o cănuță de lut și mi-e drag să beau în cănuța aia, n-am văzut. Mm. Și apă tot într-un ulcior din ăla de lut am. Îi schimbă gustul. Auzi, și rufele vântele sper la moară. Cu chestia aia, cum se numește? Da, bățul ăla, batogul ăla. Da? Așa da, da, da. Drag. Așa fac. Și car apa, nu mai întreba de apă. O car cu de la așa, cu două găleți. O pun pe un cerculeț ăsta pe cap. Nu, ăla e, nu, păstrează tradiția românească. Ea luau așa un baltag cu două găleți și așa mergeau cu el. Da, da, bunica mea așa mergea. Ea era din Argeș, o femeie înaltă, frumoasă, așa. Așa ca tine. Așa ca mine. Și... Să vă fac context, mama are, cât ai mami? 1,55? Așa. Și bunica mea avea 1,70. Pe acolo. Și purta 41 la picior. Și era o femeie extrem de severă, dar harnică. Și își punea un cerc din ăla, dintr-un batic împletit și îl punea pe cap. Și pe cap își punea găleata cu apă, care venea de la vreo 2-3 km. Doamne! Motiv pentru care ea nici fir de grăsime n-a avut. Avea 70 de ani, era înaltă, suplă și fără pic de era grăsime. Era bunica lui bunica? Era mama mamei mele. Mama mamei mele. Wow! Cum o chema? Maria. Ah. Și ziceau Marița. Marița, ca Marița noastră. Da. Da, mami, uite, mulțumim frumos că ai fost astăzi alături de noi. Sper că v-a plăcut videoul cu mama. A fost așa, un video pe chill, pe relax, pe calm, pe voie bună. Ce să zic, mi-a părut bine că a acceptat să mai facem un clip împreună. Dacă mai ai idei de clipuri, cât mai stau în România, cu drag aș vrea să le punem pe imagini și să păstrăm așa o amintire frumoasă. Și, na, poate mai sunt persoane care ne urmăresc și sunt mămici, vor să vadă exemplu, vor să vadă model. Cu drag te-aș recomanda. Nu zic acum că ești mama, dar cu drag te-aș recomanda. Dar te-aș recomanda de când ești bunică. Pentru că a fost o schimbare radicală, majoră. Fabian chiar a pus o amprentă pozitivă și frumoasă asupra ta. Și bine. Bine, nu spun că nu ai fost tartor când eram mică, dar erai puțin mai dură cu mine față de cum ești acum.
Păi am vrut ca să mergi pe... Am vrut să fie o chestie bună pentru tine, pentru că tu erai destul de independentă de micuță și atunci a trebuit să fii un pic corectată, să fii un pic îndrumată. Vorba lui Cătălin Tonca, vorbea despre copilul lui la un moment dat și zicea, a trebuit să-i dau o lecție, că patina. Patinai și tu, patinai. Da, da, da. Și uite, data viitoare când vrei să facem un vlog, dar trebuie să-ți descoper cuptorul, facem o plăcintă împreună și să tot așa, fără zahăr. Dacă mai aveți curiozități, dacă aveți întrebări pentru mama, pentru relația dintre mamă-fică, dintre mamă-bunică și așa mai departe, orice curiozități aveți pe care ați vrea să le adresați mamei sau mie, lăsați-ne acum un comentariu și în vlogul următor vă vom răspunde cu drag la întrebări. Așa că nu ezitați să ne lăsați acolo comentarii și scrieți-ne ce doriți voi. Și noi o să răspundem în vlogul viitor. Da? Bine, mulțumim, mami, că ai fost alături de noi astăzi. Cred și că am făcut un vlog cam lung, dar na, e plăcut și timpul zboară când ești într-o companie plăcută, nu-i așa? Mi-a plăcut. Ți-a făcut plăcere să fii cu mine. Da, nu. Astea vor rămâne amintiri, să știi. Timpul trece așa cum ai spus și tu și nu știi niciodată când va fi ultimul. Așa că vor rămâne aici ca și amintiri. Vă mulțumim tare mult pentru atenție. Noi ne vedem data viitoare la un nou clip. V-am pupat! Mua! Bye!